Bună, dragilor! Astăzi vă arăt câteva cumpărături făcute de la Carrefour prin aplicația Bringo. Sunt cumpărături cam de 280 de lei. Na, s-au scumpit toate, toate sunt cu prețurile mărite. Altele și chiar 2-3 lei, dar de mâncat tot trebuie să mâncăm. Și hai să încep cu bananele. Am luat 10 banane. Pentru prima dată am luat banane roșii. Nu știu dacă ați mâncat, sunt curioasă să vedem cum sunt. Și pe acestea 3 am dat 4,59 lei. Au un preț destul de ridicat, 16,99 parcă. 5 castraveți cornișon. Roșii, 500 de grame caserola aceasta, sunt destul de scumpe. Sunt curioasă dacă vor fi gustoase. Și aici am luat 3 legături de lobodă. Vreau să fac o... Nu are mirosul nostru, ca... adică mirosul care are lobodă din grădină, dar din păcate la noi a nins și asta e. Vreau să fac o ciorbiță, cum se spune la noi în Moldova, dresală, cu cartofi și lobodă. Lapte cu 3,5% grăsime de la Simpli. Am luat o sticlă de oțet la un litru, nu mai aveam oțet în casă și este nevoie. O smântână de la Covalact cu 15% grăsime și are 300 de grame. Este seara acum când filmez și am blițul deschis. Și am mai luat o smântână de la Prodlacta cu 20% grăsime și are 375 de grame. O telemea, tot de la Prodlacta, și are 400 de grame. Vedeți aici. De la Simpli, un cașcaval, 500 de grame. Un pătrățel din acesta de brânză topită, are 90 de grame, înainte avea 100 de grame, văd că acum au 90, au mai luat 10 grame de acolo. De la Sole, o cremă ceva, nu știu, cu unt și gust de șuncă, 200 de grame, nu am încercat-o până acum, este pentru prima dată. Și o brânză topită la 140 de grame cu gust de șuncă. Așa. Am luat și 4 batonașe din acestea de halva cu cacao. Și cred că am și și halva originală sau simplă, nu știu cum să-i spun. Am luat două așa, două așa. Un salam din acesta uscat. Are 300 de grame. Cam așa arată. Am luat și unul de la Agricola, are 200 de grame. Ce vedeți că nici că eu nu mănânc, pentru că știți că în post eu nu mănânc carne. O tăviță de mici la 500 de grame. Și am mai luat o pungă de cremvuști la 1 kg. Coșnet mare. Încerc cât pot de mult să nu coșmei prea mult. O pungă de crackers sau salatini, cum vrem fiecare să spunem, 200 de grame. Covrigei Drag de România, 250 de grame. Vi recomand, sunt foarte, foarte buni. Cornurile astea la 65 de grame, acesta este cu caise. Și acestea sunt bune, doar 85 de bani unul. Și mai am unul cu cacao. Și la prețul ăsta chiar au umplutură în ele. Am luat o pungă de arahide din acestea în coajă și acestea sunt super bune, are 500 de grame.
Viva Chips. Cu gust de pui copănele sau nu știu cum se spune. Nu-i găsesc gramajul acum. Dar oricum are destul de puțin. Da, nu știu, nu... 50 de grame. Așa. De la Croco am luat acești covrici clasici, 200 de grame. Și am mai luat și acești covrigei la 100 de grame. De la Simpli. Simpli este marca lor proprie. Am luat supă instant cu legume și cu pui. Gris sau griș, 500 de grame. Orez. Ei spun pentru pilav, da, îl folosesc de am nevoie. Am luat un set de 4 pliculețe de budincă cu gust de căpșune. Eu mai am în casă cu gust de cacao și gust de ciocolată albă, parcă. Și vreau să fac alba ca zăpada. Eu, în loc de clasica cremă de lămâie la alba ca zăpada, folosesc budincă și să știți că este foarte, foarte bună. Dacă nu ați încercat, încercați. O pungă de cereale 500 de grame, cereale duo. Am luat o pâine care a costat 3,99. Cu toate că eu fac pâine în casă, dar nu. Am luat și o baghetă cu usturoi și unt. Cam așa arată. Am luat și două baghete din acestea mari la 300 de grame fiecare. Aceasta mică are 150 de grame. Și aceasta are 500 de grame. La categoria nealimentare am luat un pachet de dischete de machiante, 100 de bucăți de la Simpli. Am luat un pachet de biguri sau lame de unică folosință, are 10 bucăți. Am zis să le încercăm să vedem dacă sunt bune. Un box de hârtie igienică cu miros de pesică, 8 role cu 3 straturi, este foarte. Și un set de 4 role de prosoape în acestea pentru bucătărie cu 2 straturi. Nu sunt cele mai bune, dar sunt ok. Și un box de apă la 0,5. Este genul acela de apă nu foarte acidulată. Am luat-o mai mult pentru fată la școală, pentru că de unde cumpăra e destul de scumpișoară, zic eu, 1 leu 52 lei și aceasta este doar 69 de bani. Eu vă mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare. Vă mai aștept în continuare cu abonare și cu un like. Bineînțeles, dacă vă place ceea ce fac, vă pup!